on her way to the mill, proud and all out. Bună dimineața, dragilor, bine ați venit pe canalul meu, bine v-am regăsit, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și susținere, să știți că înseamnă foarte mult pentru mine. Este vineri astăzi la noi, undeva în jurul orei 10:30, cam așa. Noi aseară am venit la Craiova, suntem la sora mea, am venit eu cu cei mici, iar acum de dimineață a venit și mama. Vrem să mergem cu ei în parcul cel mare. Mai sunt decorațiuni de Paște doar până duminică și vrem să le vedem și noi. Am aici cu mine o cafea care e trecută de jumătate, mai am foarte puțin în ea. Am ieșit un pic pe balcon să văd cam cum se prezintă vremea. Mama, atunci când a ajuns, a zis că e frig. La meteo se anunță undeva în jurul a 20-21 de grade, cam așa. Nu-i frig afară, dar adie destul de tare vântul, însă cred că va fi o zi frumoasă, o zi potrivită pentru parc. Am vrut să vă salut și pe voi și să vă anunț că mergeți cu noi în parc, așa că haideți! Ia uite, ia uita cine vine. Ia uite Dobby, uite ce acolo. E nutrie, mami. Acolo este un iepuraș. A, e și nutrie? Da, mami, sunt împreună. Mezale, pe cu mâna. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that
at you. Feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what's best for you. I know that you are having trouble believing right now. But everything is gonna be, it's gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what is best for you. M-am așezat aici pe niște cărți, cutii răzmați de o loțiune de corp. Sper să nu mi-alunece telefonul. Vreau să vă arăt așa un mic haul alimentar din Lidl și apoi cu siguranță ne mai vedem de mâine dimineață. Nu știu cât am filmat astăzi, dar nu mai fac absolut nimic. Sunt efectiv ruptă de oboseală. Este undeva în jurul orei 19. Am ajuns de foarte puțin timp acasă. Sofiuța acum a ajuns, este afară la cățeluș, iar Edișor mi-a dormit pe tot drumul și acum este în cealaltă cameră, doarme în continuare. Nu știu ce va face la noapte. Am avut o zi super plină și frumoasă, ne-a plăcut de la mic la mare. Într-adevăr, am simțit un pic oboseala. Noaptea trecută m-am pus foarte târziu la somn. Sora a vrut să-i fac iarăși unghiile, m-am apucat târziu să îi le fac, am stat să punem copila și la somn și n-au adormit toți trei odată, au adormit pe rând și cred că ne-au pus la somn pe la 3:30, cam așa, poate chiar 4, că s-a mai trezit și Sofiuța, a început să zică că o doare un pic o zburtică, nu-i mai era somn, i-am dat Nurofen. Și am stat ceva timp, iar de dimineață s-a trezit Dominic plângând, nu-și găsea jucăria lui cu care doarme pisicuța. L-a trezit și pe Edișor și pe Sofiuța, deci n-am dormit chiar foarte mult și pe parcursul zilei m-a ajuns oboseala, dar chiar mi-a plăcut super mult de tot ziua asta, foarte frumos în parc, foarte frumos s-au decorat. Iar apoi am trecut un pic prin Lidl ca să facem câteva cumpărături, să mai am aici una alta pentru cei mici acasă. Și am luat pentru cei mici, pentru că le place foarte mult parizul acesta din Lidl. Le-am luat o bară din asta micuță, are 500 de grame. Și acești cremvuși care au 1 kg, i-am cumpărat și data trecută. Foarte mult le-au plăcut celor mici, îmi plac și mie, nu au pieliță din aceea care trebuie îndepărtată. Ai mei copii nu mănâncă și trebuie să o îndepărtez, dar ăștia nu au și super mult le-au plăcut. Ce fac eu este să pun câte 3 cremvuști în pungă din aceea cu Ziploc și pun la congelator. Și atunci când cei mici vor să mănânce dimineața sau le pregătesc eu la micul dejun, scot doar 3 cremvuști. M-am luat aici o găletușă cu iaurt de la Pilos, iaurt din ăsta natural, cu 3,5% grăsime. Mi-am luat și niște fulgi de ovăz, nu prea mai aveam suficient și mi-am mai luat o astfel de pungă de pachet. De data asta am luat un Jacobs. Parcă nu prea îmi place cafeaua cealaltă și am zis mamei să încercăm alta. Aș fi vrut eu Fortuna, n-am găsit în Lidl, n-am mai mers în alt magazin și am luat Jacobs. Copilașilor mei le plac cerele astea. E doar le mănâncă fără lapte, Sofiuța le mănâncă cu lapte și le-am mai luat încă o pungă
Credeam că are un program, dar care ce programe. Mi-am luat niște crackers, scurase, cum sunt ăștia, pe care din Lidl nu i-am încercat. Niște lămâi bio, sunt 3 la număr și chiar miros a lămâie. Mi-am luat și niște crackers din orez expandat, care au vreo 7 semințe, vă că scrie aici. Aceștia sunt. Am luat pentru ieșor Pampers. Foarte mult mi-a plăcut. Data trecută am cumpărat 2 boxuri, mai am încă unul acum și am zis să mai am unul pentru a avea așa preventiv în casă. Am luat și șervețele data trecută, însă șervețele lasă de dorit, nu mi-au plăcut absolut deloc, sunt foarte subțiri, nu sunt îmbibate în apă, în soluție ce sunt ele, ce au ele acolo, nu sunt deloc îmbibate și prin urmare nu le-am mai recumpărat. Am mai luat 3 pateuri din astea buceci, văd că mama le-a luat de pui, dar sunt sigură că ar fi vrut să ia de porc, pentru că de pui am luat eu din astea, tot de la Baroni. Voi mi-ați recomandat, spre că acesta este, mi-a zis că are ambalajul negru și că e mult mai bun decât acela. Am luat 2, dar i-am lăsat și surorii mele unul să îl încerce. Mi-am luat și un ton în ulei, n-am mai mâncat de mult și parcă aș mânca cu un porumb dimineața. Și ceva salamuri, de astea mama le-a luat, un salam secuiesc. Și de la cămara noastră, dacă nu mă înșel, un salam din ăsta așa uscat și văd că pe amândouă au chestia asta cu etichetă curată. E prima dată când eu văd treaba asta. Mi-am luat niște absorbante zilnice de la Discret. Pentru copii, tortiții, le-am luat 2 astfel de pungi, dar una au mâncat-o pentru că am mai cumpărat și înghețată. 4 înghețate din acelea la cornet, foarte bune, marca de-a lor, și au mâncat și mici cu tortiții din ăștia. Și eu mi-am luat niște cereale care imită pernuțele acelea Viva. Am mai cumpărat ceva asemănător și când eram în Germania, dar erau în cutie de carton, nu aveau așa ambalajul. Și super, super bune sunt acelea. Aici nu le-am văzut în Lidl, dar am zis că astea posibil să fie ceva asemănător și am luat și eu o pungă. Sunt cu vanilie. Acum vedem ce și cum. Și mai am aici vreo 3 pâini, dar astea nu sunt luate din Lidl. Și cam acesta este volul alimentar. O să închei activitatea pe ziua de astăzi de aici și ne vedem mâine dimineață la o nouă zi. Arată bine, nu? Da. Hello. Și miros bine, nu? I can't shake the simplest feeling. Da, mama. Da, mama. We stand on the opposite shore. Hello. Trebuie să mă se aude pe aici. Și mi-e plac. Da, mama. I look for the things I don't know. Neața, dragilor, este a doua zi și am plecat de dimineață la o plimbare în speranța că poate găsim flori de soc. Am văzut o rețetă pe Google de socată. Și vreau să fac și eu, n-am făcut niciodată până acum, ar fi prima dată pentru mine. Sper să-mi și iasă. Însă mai întâi de toate să găsim florile astea de soc, pe care cu siguranță le-am văzut, dar nu mai mi-aduc aminte pe ce străduță. Și acum le-am luat pe toate la cutreierat. Ce-i acolo? Merg. Lasă-l și pe el să trăiască. Haide. Mergem să căutăm flori de soc și apoi ne apucăm de socată. Ne trebuie vreo 20 de flori, deci nu foarte multe. Lămâi am cumpărat ieri de la Craiova, ne lipsesc florile astea. Îl auzi cum cântă? E pe acolo prin copaci, undeva. Ai auzit, Edi Cucu? Edișor! Ai auzit, Cucu? Mami, nu m-a dus. Uite ce strâng de curcăduze. Da? Da. Să mâncăm. Să mâncăm.
Într-un final am găsit flori de soc și am adunat aici, cred că sunt peste 20, am luat așa câteva în plus și acum mergem acasă. Haide, ne-am plimbat destul și sincer vorbind am cam obosit chiar și eu, am urcat și coborât la dealuri și acum mergem acasă ca să ne punem pe treabă. Haide, Sofiuța! Haide! I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Hello, Ramona. I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello, Ramona. I push back the serious heat.